Da. Și face A la doua minus de la doua. Iată o formulă foarte deșteaptă pe care am să o scriu aici, să o avem tot timpul. Că A minus B, sau A la doua minus B la a doua, se scrie ca fiind A minus B pe lângă A plus B. O formulă de, pe care am descoperit-o să o deținem pentru totdeauna. Putem scrie modul X la treia plus X la doua minus 3 la a doua, minus 3 la a doua. Deci vom putea aici să văd, da? Deci echivalent, hai să scriem echivalent cu modul din x minus 3 plus modul din x la a doua minus 3 la a doua. Ai zis așa, da? Da. Egal cu 0. Ce ce să aducem la acea relație echivalentă? Cum am mai scris? Modul din x minus 3 plus x minus 3 modul la a doua. Modul x minus 3 la a doua. Așa, este scris aici. Uite cum este scris. X la... Adică ar fi x la x minus 3 pe lângă cu x plus... Deci x minus 3 înmulțit cu x plus 3. Da. Deci e vorba de scris un produs din doi termeni. X minus 3, într-o paranteză, înmulțit cu x plus 3. Egal cu 0. Ce ce ar fi echivalent cu? Nu pot să scopi x plus 3. Dar modul unui produs? Păi este mereu pozitiv. Nu. Modul unui produs cu cine este egal? Ia uite din proprietățile care am dat. Modul unui produs. Este egal cu... Modul din primul ori modul din al doilea. Deci vine... Modul din... Modul din x minus 3 să-l copiem. Plus... Plus modul din x... Minus 3. Minus 3. Adică din prima paranteză. Modul din primul factor. Da. Ori modul din x plus 3. Egal cu 0. Și echivalentul. Ei, acum uite-te, ai ceva plus ăsta ori ăsta. Păi ar fi... Nu. Modul din x. Ar trebui să-ți copii x. Minus 3 în factor comun. Modulul, modulul scoate. Modulul scoate în factor comun. Scoate modul din x minus 3, că îl vedem și aici, îl vedem și aici. Deci revine modul din x minus 3 pe lângă... Pe lângă 1 plus 1 plus modul din x plus 3. Modul din x plus 3, nu? Da. Chide în paranteză, iau cu 0. Și când la mulțire, cât ori cât face 0? Cine ori cine face 0? Am ăsta ori ăsta se face 0. Păi x minus 3... Când mulțim doi termeni, când, ce înseamnă? Nu, trebuie să fie 0. Deci pe rând, fiecare cu șansă să fie 0. Deci de aici echivalent, o avea fie prima variantă să fie 0, adică da, modul din x minus 3 egal cu 0. Sau, pe atâtea șanse, are și cel de-al doilea, adică 1 plus modul din x plus 3 egal cu 0. Egal cu 0. Și de acum de primul. Da. Primul ce are? X egal cu... Când un modul egal cu 0, cine trebuie să fie întrebat? X trebuie să fie 3. Adică toată expresia asta din interior este 0. Deci echivalent la... Deci modul din x minus 3 egal cu 0. Echivalent va spune că expresia dintre bani x minus 3 egal cu 0. X minus 3, toată expresia. Deci de aici rezultă că x egal cu 0. Cum cu 0? Cu 3. Cu 3. A, păi da, pentru că o să dea de minus 3, 0. Da, dragă, dar eu dacă aici a fost o expresie mare, da, toată o luăm și o lucrăm. Și lucrăm. Deci modulul unei expresie este 0 dacă expresia e egal cu 0. Deci de aici x egal cu 3. Și cealaltă?
Trebuie să analizăm și ceva. Da, 1 plus, 1 plus modul din x plus 3. Da. Egal cu 0. Egal cu 0. Nu se poate. De ce? Pentru că ar fi 1 plus un număr pozitiv. Așa. Și ar da un număr mai mare cu 0. E pozitiv. Da. Fiindcă asta e mai mare ca cu 0 și adunat încă 1 face strict mai mare ca 0, nici vor chiar mai mare decât 1. Da? Mai mare decât 1. În concluzie, doar x egal cu 3. Este soluția. Deci asta este soluția. Dacă vrei să o înlocuim, ia să vedem. 3 minus 3 face 0. 0, da. Modul de 0 este 9. Și 0. 9 minus 9 face 0. 0. Modulul face 0 și 0 și cu 0 face 0. 0. În concluzie, x egal cu 3 este, spuneam, soluția. Dar dacă am x minus 3 împărțit la x la a doua minus 3 la a doua? Cum? X minus? X minus, modul din x minus 3. Modul din x minus 3. Împărțit la modul din x la a doua minus 3 la a doua. X la a doua minus 3 la a doua. Cum faci cu asta? Da. Da. Asta este expresie. Da. Da. Nu e egal cu nimic. Egal cu 0. Egal cu 0. Echivalent cu. Deci simt că amândouă trebuie să fie egal cu 0. De ce? Pentru că 1 împărțit la 0. Hai să ne amintim la împărțire. Da. Ce ar vrea? Cum se scrie asta? Împărțirea a scris formă de fracție. Da. Deci aș putea spune că modul din x minus 3, totul supra... x la a doua minus 3 la a doua. Modul din x la a doua minus 3 la a doua. Da, 3 la a doua. Egal cu 0. E, acum, când o fracție este 0? Atunci când x minus 3 este egal cu 0. Nu mai e numărătorul? Da. Pentru cel de jos nu poate fi niciodată. Asta niciodată nu. Deci chiar când o vedem, trebuie să spunem așa, condiția. Condiția ca să te uiți la fracția asta, să te uiți la ea, este asta, ca modul din x la a doua minus 3 la a doua, să fie strict mai mare. Deci strict mai mare ca 0. Să nu fie 0. Modulul ar putea să fie și 0. Ei, aici, fracția este 0, că numărătorul este 0. Adică trebuie să știm, să spunem dacă x minus 3 este egal cu 0. Deci de aici x minus 3 egal cu 0, 0. Adică de aici x egal cu 3. Oare e bună soluția asta? Nu cumva 3-ul acela îl face și pe numitor 0? Și nu e absolut să nu fie 0. Da, nu este bun. Nu e bun. Că dacă îl luăm... Ar fi 9 minus 9. Vezi? Și mai e pericol. În concluzie, ecuația de aici nu mai are soluții. Că 3-ul de aici, pentru care se întâmplă chestia asta, face ca și numitorul să fie 0. Și intru în contradiții. Deci nu am x egal. Deci ecuația rezultă, apare ce situații? 0 pe 0 pentru x egal cu 3. Deci se întâmplă că 0 face sus și 0 jos. Și 0 pe 0 nu are rost să mă uit la așa ceva. Că numitorul e 0. Acum m-ai întrebat tu din ce motiv la asta. Ai avut-o și pe asta ca exercițiu? Sau? Nu. Mă gândeam cum, dacă primesc un exercițiu, cum aș putea să... Deci la momentul care am avut aici, hai să ne întoarcem la exercițiul de la început. Autorul, când a aruncat exercițiul ăsta pe tablă, pe tatemă, când a propus așa ceva, ce crezi tu că a avut el în minte? Ce și-a propus el? Ce lucruri interesante? Ce a verificat? Ce lucruri? Ce capcane a întins aici? Sau să care sunt capcanele? Să vedem 3 și 9. Să vedem 3 și 9. Nu mi-ai spus ce vreau eu. Adică prima problemă a fost așa, x la a doua minus 9, să-l vedem scris ca formulă. A minus B, pentru că a pus pe el. Este esențial. Deci a avut în vedere formula asta. A la doua minus B la doua face A minus B, pentru că a pus B. După ce o știm pe asta, scriem în loc de x la a doua minus 3 la a doua, x minus 3 pentru x plus 3.
Al doilea moment important. Trebuie să arătăm că... Deci primul moment important în greșiție este formula. Da. Al doilea lucru. Trebuie să scoatem un factor comun. Nu. Al doilea moment important. Modulul unui produs. Deci el asta o să facă, dacă știm proprietatea. Modul. Deci asta modul a fost unul. Modul unui produs este modul. Doi. Modul din A ori B. Asta a fost A-ul. Da? Și ăsta e B-ul. Modul din A ori B. Dacă vedem că e egal cu modul din A ori modul din B. Al doilea moment important. Deci primul moment este formula. Al doilea moment e formula, deci modul produs egal plus modul. Al treilea moment este scoaterea factor în factor comun a acelui factor, care e comun și unul și celuilalt. Și al patrulea moment este să aflăm dacă... Și sfârșit de rezolvarea, când la mulțire egal plus 0. Cine oricine, doi termeni mulțiri să facă 0. Când la mulțire fac 0? Când pierde fiecare cu șansă de a fi 0. Și primul se egal 0. La primul egal 0 sau tot atât de cel de-al doilea. Dacă și cel de-al doilea ar fi avut o variantă cu minus aici, minus, aici am fi avut discuții. Dar a fost cu plus, un modul pozitiv și cu unul. Ăsta e mai mare egal decât unul și de iată că am putut clarifica așa lucru. Vezi? În ieșitul acesta a avut niște lucruri interesante. Nu a fost așa chiar la întâmplare. Deci nu a fost o negrișită la întâmplare, ci o negrișită chiar foarte interesantă. Acum, ce m-am uitat numai la 10 la 13 nu știu ce să fac. La 11. La 11. Nu știu aia. Da, și nu da. Hai să ne uităm la 11. Știi, trebuie să vedem, să-l punem la loc la punct lucrurile foarte importante. Altfel, ne pierdem în... Ne ducem în sus, mai niște chestiuni mai tipărate, unde se aplică niște speculații și de baza... Și nu putem face. Construcția nu se poate face de jos în sus. Exact. Nu poți face de sus, de vârf. Spune așa, știm că A și B sunt din Z. Da. Deci A, virgulă B, sunt numere din Z. Ce înseamnă că sunt din Z, Darie? Adică aparțin numerelor întregi. Așa. Cu minus și cu plus. Numai întregi. Și mai avem, tot în ipoteză, că modul din A e mai mic egal decât 3. Și modul din B egal cu 4. Deci asta e ipoteza, ca la geometrie. Avem informațiile acestea. Atunci ne spune determinat numele rațional de forma ABB. Atunci ABB, cine sunt fracțiile acestea? Cine sunt fracțiile? Păi trebuie să luăm valorile lui A. Da. Și valorile lui B. Așa. Dar B este egal cu 4 sau mai mic decât 4? Modul din B e egal cu 4, am văzut eu dacă am văzut bine. Modul din B e egal cu 4, egal aici. Spune-mi tu, ce înseamnă modul din B egal cu 4? Hai să ne ducem direct la B. Adică B poate fi minus 4 și 4. Deci de aici rezultă că B aparține mulțimii valorilor 4, respectiv minus 4. Plus minus 4. Da, 4 și minus 4. Și A aparține mulțimii plus minus 3, plus minus 2 și plus minus 1. Deci de aici rezultă că A, de aici, da? A aparține mulțimii valorilor, ai spus tu, plus minus 3, plus minus 2, apoi plus minus 1 și 0. Și te rog să vedem toate variantele. Păi începem 0 sub. Deci A pe B aparține mulțimii fracțiilor de formă.
0 supra 4. De 0 pe 4. 0 pe 4 cât face? 0. 0. Apoi? 0 minus 0 supra minus 4, care dă tot 0. Așa. 1 supra 4. 1 supra 4, da. Care e 1 pe 4. Da. 1 supra minus 4. 1 supra minus 4. Sau, da, minus 4. 1 supra 4. Și respectiv cât ai acum? Minus 1 supra 4. Da. Minus 1 pe 4 am mai scris-o altcumva, oare? Adică minus 1 pe 4 nu mai este scrisă până acum? Da. Unde? Nu, nu este scrisă. Nu este scrisă. Da. Deci minus 1 minus pe 4. 4. E deosebire între 1 pe minus 4 și minus 1 pe 4? Nu. Nu e deosebire. Așa. Deci minus 1 pe 4, minus o poți pune în fața lui de fracții, nu? Și da. Aceeași și ești de sus. Da. Așadar, minus 1 pe 4 e făcut. Minus 1 pe 4 pe minus 4. Deci minus 1, minus 1. Supra a. minus 4. Am mai scris oare? Minus 1 da. Pe minus 1. 1 pe 4. 1 pe 4. Am mai scris, da? Da. Și am terminat. Mai departe. Păi o să mai avem doar un 2 pe 4 și... 2 pe 4. Da. Și 2 supra minus 4. Și 2 supra minus 4. Și o să mai avem 3 supra 4. Da, și minus 2 pe 4 nu trebuie să scriu? Va da. Am mai scris oare pe minus 2 pe 4? Da, 4 pe 2. 2 pe 4. 2 pe minus 4. Este scrisă. 7 da. Minus da, 2 pe minus 4 mai scriem. 4. Scriem direct. 3 supra 4 și 3 supra minus 4. 3 pe 4. 3 supra minus 4. 3 supra minus 4 sau minus 3 pe minus 3 4. Pe 4. Așa sunt toate variantele posibile, nu? Și acum să... Asta a fost 11, da? Da. Și 12, ce ai aici de făcut? A. Deci punctul A, numai punctul A sau tot? Tot, tot exercițiul. Tot exercițiul. Hai să vedem aici. Deci trebuie să la A să arătăm că 1 pe 2 e mai mic decât 1 pe 20 plus 1 pe 21 plus 1 supra 22 plus 1 supra 23 plus și mai departe cu spunctul plus 1 pe 39 și mai mic decât 1. Și mai mic decât 1. Ai vrut o idee aici? Păi știu că de la 1 la 20 până la 1 la 39 sunt 19 termeni. De la 1 pe 20. 20 până la 1 pe 39, chiar 20 de termeni. Da. Chiar 20 de termeni. Cum crezi că este 1 pe 20 comparat cu 1 pe 40? 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 40. 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 40, da? Sigur. Da. Dar 1 pe 21 față de tot de 1 pe 40. L-am pus eu de dată. Da, nu mai are. Este da. Mai mare, păi... din ce motiv? Pentru că 40 este mai mare decât 21. Pentru că unul se împarte mai multe bucăți decât în primul. Sigur că da. Apoi, și nu mai departe, cât 1 pe 39 față de 1 pe 40. Este mai mare. Tot mai mare. Am pus din reflex. Tot mai mare. Să tragem unde să le adunăm. Minus 20. 1 pe 20. Plus 1 pe 21,
Plus 1 pe... Plus 1 22. Plus 1 pe 23. Plus 1 pe 24. Plus 1 la 39. Da. E mai mare. Este mai mare decât 1 pe 40 de 20 de ori. De 20 de ori. Deci egal cu cât face? 20 ori 1 pe 20 ori 1 pe 20, 1 pe 40, cât face? 20. Deci ori 1 pe 40, hai să scriu asta. Care face cât? 20 pe 40. Adică? 10, nu. 1 pe 2. 1 pe 2, da. Și ce a rezultat? 1 pe 2. Este 1 mai mic decât... Decât 1 pe 20, plus 1 pe 21, plus 1 pe 22, plus 1 pe 23, nu știu mai departe, plus 1 pe 20, plus 1 pe 39. 39 trebuie să crezi. 39 este ultimul, da? Deci iată că am arătat prima inegalitate. Primul era așa, 1 pe 2, primei minte că suma asta trebuie. Da? Dacă aș fi adus la ceanș viitor, când să aveam vreo șansă? Nu, era imposibil. Era imposibil, în viitorul comun, care să fie și să știi? Ei, vezi? Care a fost, pentru prima, mă opresc la prima inegalitate, care a fost smecheria? Ce am văzut eu aici? De ce m-am dus eu la chestia asta? Cum crezi că... Ce am avut în minte? Ce am simțit eu aici în fața chestiului asta? Că... Deci am simțit că sunt, după ce am întrebat câți termeni sunt... 40, a scris 1 pe 40. Fiindcă am văzut 39... Și ați mai adăugat un termen. Așa, 40, da. Ca să pot să-l compar. Că 1 pe 39 față de 1 pe 40 și el e mai mare. Da. Cu atât mai mult, toți ceilalți sunt mai mari decât 1 pe 40. Da. Și când am simțit când ne adun, cum am avut de adunat, sunt 20 de termeni, ori 1 pe 40, 20 de 1 pe 40, da. Face cât 1 pe 2. Da. Deci, care a fost esența? Ați vrut să-l comparați pe 1 la 39, după aceea ați arătat 1 pe 20 plus 1 pe 21, mai mic decât 20 pe 40, da. Care s-a simplificat și a fost egal cu 1 pe 2. Așa. Acum, pentru a mai face... Gândești așa un alt fel de greșițiu, poți să fii gândit să fii oprit la ei sau 1 pe 23 până azi, da? Da. Dacă ne opream la 1 pe 23, fii atent ce șmecherie aș fost. Aș fi comparat cu 1 pe 24, imediat următorul, și aș fi zis 1 pe 20 față de 1 pe 24, 1 pe 20 față, 21 față 1 pe 24, și aș fi fost 5 fracții de cele, care sunt, nu știu când, în raportul respectiv și imediat dau răspuns. Da. Puteam să mă opresc chiar la 1 pe 23. Deci, dacă eu aș fi avut de arătat numai până la 1 pe 23, luam comparația între 1 pe 23 și cu toți ceilalți. Da. Cu toți ceilalți. Și spuneam așa, 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 23. Vezi? 1 pe 20 și 1 e mai mare decât 1 pe 23. 1 pe 22 e mai mare decât 1 pe 23. Și 1 pe 23 e chiar egal. 1 pe 23. Am atât de avânt pe toate, fiindcă am una cu mai mare, la sumă se va păstra mai mare acela. Da? Și o adică 1 pe 20 plus 1 pe 21 plus 1 pe 22 plus 1 pe 23 e mai mare de câți de-al de 1 pe 23? 3. 4 să tu. 4 pe 23. Iată că aș fi avut o primă inegalitate construită de mine acum să se arate că da. 4 pe 23. Dar de ce punem 4? Că 1 pe 23 este egal cu 1 pe 23. Păi da, dacă una e mai mare, când ne-a spus
asta că e egală nu deranjează, că vine mai mare din cauza acestuia. Ah, da, pentru că în loc... Una dacă de la 1 la 2, la 1 pe 20 mai mare decât 1 pe 23, sunt 3... Deci da, e clar că am una, dacă ai fost egalitate, una este mai mare, atunci acel sens bate complet pe toți termeni, sunt în sumă. Da. Iată că aș fi construit o inegalitate 4 pe 23, mai mic decât 1 pe 20, plus 1 pe 21, plus 1 pe 22, plus 1 pe 23. Și, urmând aici, să văd o altă șmecherie ca să merg printr-un majorant. Adică să compar pe 1 cu 20 cu 24, da. 1 pe 21 cu 24, 1 pe 22 cu 24 și 1 pe 3. Nu. Ca să fii mai mare, trebuie să am invers sensul de egalitate. Și atunci eu în comparație 1 pe 20 cu 1 pe 20. Deci vezi, când am comparat eu... A, deci va fi mai mic decât 1 pe 20. Câți de aceea de, ace- de 1 pe 20? 4 de aceea de 1 pe 20. Pentru că o să am 1 pe 20 mai egal cu 1 pe 20, 1 pe 21 egal cu 1 pe 21, 1 pe 21... Nu, păi 1 pe 20, 20 cu 1 pe 21 comparăm. Deci este invers. Aici o să comparăm... A, pe 1 pe 20, pe 20 cu 1 pe 21. 1 de la 21, 1, 20, 1 spre 22. Da. Uite, hai să facem concret ca să-ți fie clar. Deci asta ai înțeles acum, da? Da. Bun. Pe de altă parte, am să fac așa. Să-mi spui cum se comportă 1 pe 23 față de 1 pe 23. Sunt egale. Egale, da? Da. Am avut aici. Dar dacă iau 1 pe 20 față de 1 pe 20. 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 23. Nu. E, egal, am înțeles. Da. Dar 1 pe 20 față de 1 pe 21. Este mai mare 1 pe 20. 1 pe 20 este mai mare. Mai mare, da? 1 pe 20 cum este față de 1 pe 22? Tot mai mare. Tot mai mare. 1 pe 20 față de 1 pe 23. Tot mai mare. Tot mai mare. Acum când le adun, se întâmplă așa. Că 4 supra 20. Da. Adică 1 pe 20 plus 1, am să bag la mijloc, 1 pe 20 plus 1 pe 21 plus 1 pe 22 plus 1 pe 23 este mai mic egal, mai mic strict, că suma asta are una, e mai mică. Decât 4 pe 20. Cât 4 pe 20. Și mai mare decât 4, îți amintești data trecută, 4 a fost 4, pe 23. Da, de 4 pe 23, da. Și iată cum este cuprins între două numere. Da. Am aflat și mai mic și mai mare. Da? Hai să facem aceeași mecherie și aici. Da? Hai să facem aceeași mecherie și aici. A, deci vom lua... 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 21. 1 pe 20 este mai mare decât 1 pe 22. 1 pe 20 mai mare decât 1 pe 23. 1 pe 20 mai mare, deci 1 pe 2 puncte puncte puncte. 1 pe 20 mai mare decât 1 pe 39. Și vom avea 20 supra 20, adică 1 este mai mare decât 1 pe 20. A. Și ne va da relația. Deci, ce am făcut? În clipa în care mi-am propus să găsesc un, se cheamă asta un minorant, adică mai mic decât toată suma, și un majorant, am început. Pentru un minorant, am comparat pe fiecare termen cu unul pe 40, ca să-mi dea mijlocul acela, da? Da.
Iar pentru a găsi majorantul, comparăm pe fiecare termen cu 1 pe 20. Și suma aceea se plasează între 1 pe 2, că era 40, 20 pe 40, și majorantul 20 face 1. Deci, corect, este așa să scrie. 1 pe, pe 20 este mai mare. Este egal cu 1 pe 20. Este egal cu 1 pe 20. Da. 1 pe și 20. Mai mic decât 1 pe, am zis noi, pe 40, parcă. Mai, da. 1 pe 40 e mai mic decât 1 pe 20, da? Da. Apoi, 1 pe 21, uite ce șmecherie facem acum, este... Mai mic decât 1 pe 20. Decât mai mic decât 1 pe 20. Și o să le facem pe amândouă în același timp. Același timp, dragă. Și o să fie 20 pe 20. Va fi... Da? Da. Și aici, între 1 pe... 1 pe 40. 1 pe 40. Și acum, 1 pe 22, cuprins între 1 pe 20 și 1 și 40. Pe 40. Puncte, puncte. 1 pe 39, cuprins între 1 pe 20 și respectiv 1 pe 40. Și când tragem linie și le adunăm, da, o să ne dea aici 20 de alături. 20 pe, supra 40. 20 pe 40, mai mic decât 1 pe 20. 1 pe 20 plus 1 pe, 1 pe 21 plus 1 pe 22 plus puncte, puncte, puncte. 1 pe 39. Da. Mai mic decât 20 pe 20. 20 pe 20, da? Da, și ne va da că 1 pe 2, da, este mai mic decât 1 pe 20, da, plus 1, plus pe, 1 pe 21, plus 1 pe 22, plus puncte, puncte, 1 plus 39, mai mic decât 1. Așa am făcut inegalitate. Da. Cum am procedat? Pur și simplu din, la o analiză, sperând că tu o să sesizezi rostul gândirii, că sunt 20 de termeni. Pe urmă, mi-am zis eu, bun, fac asta, dar încă el nu vede. Și am zis, hai să iau numai 3-4 termeni. 4 termeni, 4. Și hai să-i văd, să văd aici cum analizez compararea cu 1 pe 20, și când 1 pe 23. Da. Și în felul ăsta i-am prins pe, pe suma respectivă între un minorant și un majorant. Și după am trecut la suma mare. Și am trecut la suma mare ca să vadă de acolo cu mică lucrurile. Știi, mi-mi plac să, chiar mă simt foarte bine să ajung la chestiuni de acestea. Dar ca să ajungi acolo, să fac chestiuni de finețe, trebuie să foarte bine lucrurile de jos. Sesizez un lucru. Mai bine te simți în largul tău aici, dar când pășim peste chestiunile astea, iarăși nu e în regulă deloc, pentru că ăla te răstoarnă. Știi cum e? Cu turga mică, cu caruma. Răstoarnă. Așadar, ai văzut cât de elegant este. Mare, aici o serie de greșiții, să vedem. Dar sunt la fel, le fac eu acasă. Dar nu știu dacă sunt la fel, când autorul... Ei, Beo se pare că este așa. B-ul este așa, C-ul este mai șmecher, acel, nu e aceeași rețetă. Dacă ar fi, nu se dea același greșitul de 7 ori. Deci fiecare aprofundare și performanță trebuie să înțelegi că se ascunde chestiuni de finețe. Nu sunt lucruri șablonizate. Și de? Deci sunt chestiuni de finețe, mai... Fiecare chestie nu seamănă cu cealaltă. Deci, la ieșițul 12 ăsta, nu-s toate șablone. Ar trebui să vedem...